Ți-e frică de canguri? Că am auzit că pot fi periculoși dacă se simt atacați. Știi cum e? Și că s-ar labăta imediat. Ideea e că avem și noi cangurii noștri aici. Și ești antrenat. Și sunt antrenat, adică poți să o pățești și aici. Nu trebuie să te duci până în Australia ca să ți se întâmple astfel de lucruri. Și acum știi cum e? Cu o experiență de viață, cu toți suntem datori. Da, ce frumos e, băi, deci m-am dus și un canguri, așa mi-a dat, eu am făcut așa, m-am șters. Te-ai bate parte în parte cu el? M-am luat cu el. Nu știu, nu cred că aș fi atât de idiot să mă bat parte în parte cu un carde. Pentru că totuși cangurul ăla are o lopată. Am fost pe niște insule pe care nu poți merge decât dacă ai o ambarcațiune. Adică am fost în niște locuri, adică să iei cina, la un moment dat să te oprești pe o insulă pustie, efectiv, să vezi doar măgari și... Bine, mai era și o, cum să zic, acolo fiecare insulă are măcar o bisericuță mică. Să stai, adică totul este atât de idilic. La un moment dat aveam impresia că sunt în grădina Ghețmani. Adică era atâta liniște și apusul de soare. Uite, mă încarc, uite și acum doar pentru faptul că mă gândesc la acele momente. Amintesc că eram la niște prieteni în Suedia și știu că eu la un moment dat am ieșit dimineața și la un moment dat era un vecin acolo care tot tăia ăsta și am intrat, hello, how are you, minima engleză de baltă, la prima dată, așa, dar după aia am început să vorbesc. De suedeză nu știai. Da. Și a ieșit prietenul ăsta meu după vreo 20, ce faci? Dacă vorbesc cu vecinul tău. Cu vecinul. Și zice că mă, o să creadă că vreau ceva de la el. Nu mă, dar tu știi cine e? Nu, e doctor, e nu știu ce, aflase între timp că e doctor, că nu știu ce. E n-au tipul ăsta de comunicare. Aflase tot ce nu știa omul de viață. Da, ce nu știe, ce că da. E un om ok, e un om mișto. Asta am visat să fac. Asta mi se întâmplă. Am parte de niște lucruri extraordinare. Joc la Teatrul Odeon, prezint Vocea României, prezint România au talent. Fac filme. L-aș mânia pe Doamne, dacă m-aș plânge. Normal că nu-i nimic ușor. Nimic, absolut nimic nu-i ușor. Dar e ok. Eu și acum sunt un om care spun răspicat, Moș Crăciun există. Atâta timp cât noi, cât eu exist, Moș Crăciun există. Nu te contrazic și așa este. Da. Moș Crăciun există și eu l-am rugat să vină. Da! Da, să știi că așa e, Pavel, pentru ai dreptate. Pentru că ai fost copil cu minte. Măi, Pavel, să știi că m-au emoționat cuvintele tale. Bine ai venit, moșule. Știam că ești un copil care crede. Da. Uite, moșule, acum, vezi, acum sunt copil. Bine v-am găsit, dragilor. Bine ai venit. Uite, te rog să stai, moșule, aici, că ești obosit de la... Uite, o să vreau să stau între voi aici. Ce ziceți? Uite, îți fac loc aici. Și stai, moșule, te rog. Stai jos, Pavel, stai acolo. Așa. Stai, bine, da, stai, bine v-am găsit, o să ajut cu ceva. Nu. Stai acolo că ești bine. Așa. Ești tare obosit. Oana, deși ai crede că am venit pentru tine, să eu știi că nu e așa. Dar uite ce crăciuniță e Oana. Da. Moșule, m-am îmbrăcat în roșu. Ia uite. N-a venit moșu pentru mine. Pavel, să știi că pentru tine am venit. Dacă am lăsat ceva lângă tine acolo, e un cadou din partea moșului deocamdată, da? Și celelalte dorințe, vedem noi. Ia sacul de acolo. Serios? Și uite-te. Adică poți să mă uit? Ia spune, ai pregătit ceva pentru moșul? Păi, pentru moșul, da. Dacă nu am pregătit nimic, fac flotări și genoflexiuni. A, nu știu, adică... ceva așa să-i zici, ca un copil. Păi da. Moșului, o poezie, un cântecel. Păi de la Moș Crăciun, cuplete d'albe, a sosit de prin nămeț și aduce daruri multe. La fetițe. Ma. Cafea cu visuri vă este prezentată de Apa Bucovina. Bun găsit la Cafea cu visuri. La început de episod am provocarea de a face introducerea celui mai carismatic prezentator, cel mai iubit, cel mai talentat, actor de succes, producător, călător neobosit, dansator pasionat. Oi. Și o voce a României. Oi. Ce mai? One Man Show, Pavel Bartoș, bine ai venit! Mamă, deci vă rog să-mi dați prezentarea asta, că vreau să o trec la CV. Deci jur, deci asta o vreau, bucățica asta de prezentare, că o trec... Dar și dacă voi rămâne prin istorie cu această scurtă prezentare, gata, mi-am atins scopul în viață. N-am adus statuia, dar... Doamne ferește, las-o, că sunt destui porumbei, să au treabă cu alte statui. Bine ai venit, Pavel! Și îți mulțumesc că mi-ai acceptat invitația la Cafea cu Visuri. Pavel, pentru că știu că visezi la o vacanță în Australia. Aoleu, da. Facem un salt, precum cangurii, oh! Tocmai până acolo. Mamă, ce ușor ar fi, ce frumos ar fi ca să poți așa să circuli. Engage, pac, Australia. Imediat. S-a făcut ne-am un teleportat. Pic ca High in Groenlanda, știi?
Da. Da, îmi doresc, nu știu de ce, e un capăt de lume, îmi place mie să-i zic așa în ghilimele, capăt de lume, pe care mi-l doresc din tot sufletul să-l vizitez. Dar niciodată nu-mi găsesc perioada, pentru că mi-a zis cineva că o perioadă foarte bună de a vizita Australia este ori, este undeva martie-aprilie, pe acolo. Ori eu în martie-aprilie am foarte multe lucruri de făcut. Și... O să vină și momentul. Dar va veni clipa aia. Ți-e frică de canguri? Că am auzit că pot fi periculoși dacă se simt atacați. Știi cum e? Și că s-ar labăta imediat. Ideea e că avem și noi cangurii noștri aici. Și ești antrenat. Și sunt antrenat, adică poți să o pățești și aici. Nu trebuie să te duci până în Australia ca să ți se întâmple astfel de lucruri. Și acum știi cum e? Cu o experiență de viață, cu toți suntem datori. Da, ce frumos e, băi, deci m-am dus și un canguri, așa mi-a dat, eu am făcut așa, m-am șters. Te-ai bate parte în parte da, cu el? M-am luat cu el. Nu știu, nu cred că aș fi atât de idiot să mă bat parte în parte cu un carde. Pentru că totuși cangurul ăla are o lopată, adică și e antrenat. E ca și cum te-ai lua cu un om care are o lopată în mână. Ia, hai să vedem. Eu sunt cu palma, tu dai una cu palma, tu dai cu lopata. Adică păi na, te prinde nervos, eu știu cum reacționezi. Doamne, da, sau vorba, știi tu, știi cum e, dacă ești pus în situații extreme, cum reacționez. Da, nu cred că sunt atât de idiot. Adică și cum aș duce în safari în Africa și aș începe să mă iau cu lei și cu tigri și de cu... guler. Pavel, de ce vrei să mergi în Australia? Nu știu, mi se pare incitant. Adică, în primul rând, aș vrea să văd opera din Sydney, pentru că mi se pare de o arhitectură aparte. Dar nu numai pentru, vreau să cunosc oamenii de acolo, pentru că am niște prieteni care au fost în Australia și mi-au zis că sunt oameni foarte faini acolo. Adică, mi-au zis că, Pavele, ție ți-ar plăcea să stai acolo și să, nu neapărat să locuiesc, dar să-mi petrec timp acolo. Deci te-a povestit cineva. Da, nu... da, și am și prieteni din România care s-au mutat acolo și se simt bine, atât și în Noua Zeelandă, adică în tot perimetrul ăla. Și nu știu, știi cum e, aveți o grămadă de tot. Are deșert, are plaje, are păduri tropicale. E altceva, adică nu mă duc să locuiesc acolo. Vreau să două, să, că dacă te duci până acolo și faci un drum acolo, măcar să stai 2-3 săptămâni. Merite, adică să merite să ceva. Să înțelegi ceva. Da, adică să te mai plimbi în niște locuri extraordinare de pe acolo. Da, îmi doresc. În primul rând, eu mă duc într-un loc, dincolo de frumusețile acelui loc, mie îmi place să descoper frumusețile din oameni, oamenii de acolo. Pentru că cred că asta mă îmbogățește foarte mult. Deci Marea Barieră de Corale? Cu atât mai mult, adică cu toții am văzut desenele animate. Știi cum e? Îți dai seama că ai face și scufundări. Nemo, l-am găsit și pe Nemo, că tot așa îl căutăm de o viață întreagă, pe Nemo din noi. Nu știu, mi-aș dori să cunosc oamenii de acolo. Și acolo cred că e o populație atât de cosmopolită. Adică între aborigenii locali și, cum să zic eu, cei care au venit, cred că sunt niște mixturi de oameni, niște mixturi de culturi. Îmi place să cunosc cât mai multe culturi, îmi place să-mi cunosc oameni. De exemplu, și în Africa vreau să mă duc să cunosc triburi. Nu înseamnă că va fi totul perfect. Dar mi-aș dori, nu mi-aș refuza o experiență de genul ăsta. Ce înseamnă pentru tine să călătorești? E un soi de libertate. E un soi de libertate și de desprindere din câte trăiești zi de zi și de reenergizare. Pe mine mă stimulează orice tip de călătorie. Mă face să mă întorc cu mai mult drag acasă, să mă reapuc cu mai mult drag de toate câte mi se întâmplă. Pentru mine orice rupere de munca mea în locurile în care... cumva locurile pe care mi le doresc, îmi face tare, tare bine. Deci te reîncarcă, ți încarci bateriile. Da, da, musai și am nevoie pentru că sunt și un om care muncește destul de mult și foarte, cum să zic intens. Eu, foarte intens și atunci am nevoie de tipul ăsta de descărcări. Și mi le doresc cât mai multe astfel de călătorii, dar știi cum e, acum când cum, nu, da. Nu-i cum vrem noi. Ce preferi? Confort maxim la 5 stele sau să te aventurezi cu rucsacul în spate? Știi cum e? De când ai copii, lucrurile sunt un pic diferite. Eu îmi doresc cu rucsacul în spate. Ăsta este, eu așa am crescut de mic copil, fiind un copil al muntelui, născut în Harghita. Uh-huh. La mine tot timpul am fost cu rucsacul în spate, m-am dus pe munte, pe Zărnești, Piatra Craiului, Tușnad, adică... Libertate. A fost un anumit tip de libertate. Am stat cu cortul, primele mele, eu când am fost la un hotel, cred că primul hotel la care am stat a fost undeva
cred că în anul 2 când am dus la un festival de teatru și am zis, uite, e frumos un hotel. După atunci am stat doar la cort. Adică nu... eu așa am fost crescut. Și îmi place tipul ăsta de libertate. Numai că de când ai copii care au nevoie de un anumit tip de confort, normal că alegi vacanțele cumva să îmbine și confortul, dar și tipul meu de libertate. Și cu fetele ai fost? Cu cortul? Da, da, am fost odată, nu pot să zic că sunt fan corturi, pentru că sunt foarte multe alte animăluțe, gâze, nu știu ce, care nu le fac lor atât de bine. Și atunci, pentru liniștea noastră sufletească și liniștea noastră în general, preferăm cumva să aleagă ele locurile în care ne ducem. Ca să nu iasă discuții. Bineînțeles, ca să nu zic că, păi vezi, tati, tu ai ales. Na, da. Nu, e, alegeți voi, eu mă conformez. Ce alegi? Vacanțe all inclusiv sau vacanțe cu calorile numărate, calculate? Nu, niciodată. În vacanță nu număr calorile. În general eu nu număr calorile. Adică eu cred într-o chestie intrasă într-un echilibru de genul ăsta, că dacă am o perioadă în care am turnee sau am vacanțe în care fac niște excese, după aia am o altă perioadă în care încerc să-mi revin. Oricum corpul îmi spune, hop, stop! Atunci când te apleci și te închei la șireturi și vezi că bâfâi, zici, da, băi, ceva nu e în regulă. Și atunci încep să te ocup un pic de tine. Adică, dar niciodată nu sunt un om al calorii, vai, câte calorii, vai, nu, altfel aș înnebuni. Am renunțat și la ceas, nu mai vreau să văd cât e ceasul. Se întâmplă. Deci în vacanțe uiți de toate. Nu. Și în general nu mai vreau să fiu atât de bă, cum să zic eu, încorsetat. Iar în vacanțe cu atât mai mult. Nu. Vreau să mă simt, dacă vreau să beau un par de vin, dacă vreau să mănânc o friptură, dacă vreau să mănânc numai salată, dacă vreau să stau să vegetez, adică nu mă gândesc la... Normal că am fost și în vacanțe all inclusiv. Prima dată când am fost în vacanță all inclusiv, jur, am avut o chestie că există rai pe pământ. Deci nu-mi venea să cred. Adică cum? Nu scoți un euro din buzunar? Nu trebuie să... Numai că, într-adevăr, nu pot să zic, după ce am gustat vreo două astfel de vacanțe all inclusiv, nu pot să zic că sunt fan al vacanței all inclusiv. Că la un moment dat te saturi de chestia asta și vrei să mergi undeva, vrei să mergi într-o tavernă, vrei să mergi într-un loc în care să cunoști doar 2-3 oameni sau să fii, nu știu... Să nu fii cu atât de multă lume. Pentru că am învățat că vacanța înseamnă și liniște. În vacanțe, în resorturi, all inclusiv, nu cred că ai parte de această liniște. Da, în general. Doar când dori. Copiii mici, da, au tot felul, da, de programe. Deci nu, sunt un om care alege lucrurile. Adică îmi place să mă duc, în sătuce, să... în locuri, nu neapărat sălbatice, că și acolo ai nevoie de un confort, dar nu pot să zic că sunt un fan al resorturilor, nu. Și vacanțele preferi cu familia sau cu gașcă mare? Păi în primul rând cu familia, pentru că oricum avem atât de puține încât mi le doresc cât mai multe. Bineînțeles că acum, știi, sunt locuri în care niciodată cu familia nu te duci, adică, de exemplu, îmi doresc să mă duc în Islanda, pentru că e frig, nu știu dacă cei din familie își doresc acest lucru. Sau să te duci pe lacurile înghețate din Suedia, sau să te duci în Peru, sau, adică îmi doresc. Și atunci ne organizăm sau încerc să-mi organizez un grup de prieteni care au aceleași, cum să zic eu, dorințe cu mine. Și atunci să ne ducem în acele locuri, să vezi acele locuri. Dar în general, într-adevăr, le prefer cu familia, pentru că îmi face bine. Eu mă simt bine în familia mea. Iar pandemia cu atât mai mult mi-a dovedit că, am parte de o familie mișto de tot. Adică chiar mi-a ieșit. Ce mișto sunt ai, da, lui. Adică, da, vorba aia, da. Așa, da. Îmi face bine. Adică mi-este dor să mă întorc acasă, mi-e dor să mă duc acasă. Îmi face bine familia. Că tot vorbeai de Islanda, un loc magic, da, cu nisip negru. Da. Hai să dăm o fugă lângă muntele Batman. Da, mamă, uite, fii atent. Și am ajuns în Islanda, că tot ți-ai dorit. Mamă, până să mergi cu prietenii, deci vezi? De la căldură am ajuns la minus 20 de grade, știi? Da, arată, da, spectaculos. Este, știi, adică aș vrea să mă duc când sunt alea, fiordurile alea lor, să faci baie în, cum să zic eu, în geizerele alea, să mănânci pui pită făcută în pământul. Ei au un fel de, cum să zic eu, mâncare, pită pe care o fac în acele geizere. Adică sunt niște lucruri, să mănânci somon tăiat acolo, nu știu, trăiești niște experiențe. Da, e spectaculoasă. Adică îmi doresc Islanda, acest tip de experiență în care ai de-a face cu omul acela, al locului. Și normal că atunci trebuie să ți le organizezi bine, adică să te duci cu niște oameni care chiar cunosc locul ăla. Nu să te duci, pentru că nu mi se pare că dacă te duci într-o țară și tu stai într-un resort, aia este țara.
N-ai văzut nimic, nu știi nimic. Așa am pățit-o cu Mexicul. Am fost în Mexic, dar am stat într-un resort. Eu nu pot să zic că am fost în Mexic și am mirosit Mexicul, am savurat Mexicul. Nu, pentru că am stat într-un resort. Acel resort putea fi la fel de bine ori în Spania, ori în... Da, adică, ești rupt de tot ce e acolo. Da, 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 da. Adică nu sunt un fan al resorturilor. În Islanda ce vrei să vezi? Sunt ghețari, cascade, da, peisaje uimitoare, vulcani. Cred că ar fi una dintre vacanțele care pentru mine ar fi, știi, vorba e blow your mind. Adică exact. M-ar transfera din lumea mea cotidiană într-o lume sălbatică care să-mi facă tare, tare bine. Eu ți-am spus, eu fiind un om al muntelui, născut la munte, la Miercurea Ciuc, unde vorba e, ești obișnuit cu zăpadă până aici, mi-e face bine muntele, m-aș simți tare bine în astfel de lucruri. Îmi doresc să mă duc și în Alaska. Îmi doresc să mă duc în astfel de locuri. Deci ai foarte multe locuri de bifat. Și normal că aici nu știu cât și-ar dori ai mei copii să se ducă în condiții poate extreme, unele. Și atunci vreau, dar nu pot să-mi refuz mie, pentru că eu pentru că îmi doresc să văd aceste lucruri, da, voi face în așa fel încât să mă pot duce și vreau să mă duc acum când încă pot, nu vorba aia când o să fii dus într-un, cum să zic eu, să nu, mai bine mobil nu. Și, mă rog, da. Sau într-un mașină de golf și zici, aici e asta, aha, aici, nu, vreau să profit acum. Dar mă gândesc că fetelor tale... Le-ar fi pe plac să vadă aurora boreală. Da, da, uite, am fost... Dacă am fost, ajunge între septembrie și martie, ai toate șansele în, să... În Laponia, am fost la Moș Crăciun și am văzut-o. Deci nu, adică nu ne refuzăm niște locuri, dar am fost la Moș Crăciun, am fost de Crăciun, la Rovaniemi și a fost o experiență senzațională. Dacă pentru copii, că l-au văzut pe Moș Crăciun, da, eu, copii ca și copii. Deci eu am... Cât am stat 15 minute cu Moș Crăciun, că am avut parte de o astfel de întâlnire cu el mai privată. Tet-a-tet. Tet-a-tet. Și când mi-a zis așa, a avut așa o chestie, Moș, că eu știu că tu ești un ajutor bun al meu și că ești un fel de asistent și ai avut grijă ca să se vorbească frumos de mine. Mamă, deci m-am emoționat, m-a topit, știi, și... Pe lângă faptul că reacția copiilor te topește, pentru că, știi, vorba aia, când vezi... Tu te bucuri mai mult de Moș Crăciun din bucuria copiilor tăi, înțelegi, după ce se nasc. Adică cât ești copil, te bucuri de cadourile care le primești, după ce devii adult, te bucuri de bucuria copiilor. Adică Moș Crăciun trăiește din perspectiva asta. Și atunci am fost acolo, am văzut lucruri, am pescuit la copcă, adică am făcut multe lucruri de genul ăsta cu copii, dar bineînțeles, în niște condiții. Care e cel mai nebunesc lucru pe care l-ai făcut într-o vacanță? Pe care poți să-l povestești. În vacanțele cu copii nu poți să zic că poți să faci lucruri nebunești, pentru că nu-ți permiți să faci lucruri nebunești. Adică pot să zic când eram, cum să zic eu, student, da, pățeam, îți lăsai cortul în 2 mai sau în Vama Veche din mai până în octombrie și mi-amintesc că atunci când veneai și tu și să-ți ocuperi cu... Adică veneai, plecai câteva săptămâni și după aia când te întorceai, corpul tău era ocupat. Cortul tău era ocupat și îmi pare rău, dar am venit și eu acasă, da. Înțelegi? Deși câteodată aveai bunul simț, bine, ok, hai, mâine dimineață, ok, stau eu, lăsați că stau eu pe o terasă undeva și... nu știu, lucruri nebunești am făcut de genul că, de exemplu, în facultate am făcut foarte multe lucruri nebunești. Adică era o chestie, ne-am dus undeva la un, mi-amintesc că la un revelion, la Giugiu Băi. Și când am văzut așa, ni s-a plăcut și am zis, cu prieteni, eram cu un prieten de-a meu și zic, noi mergem pe Feciore, adică am mers pe Feciorelnici, am zis, mamă, vom cunoaște, ne vom împrieteni, ne vom nu știu cum. Și când am văzut că la Giugiu Băi erau așa undeva, media de vârstă era undeva la 70 de ani, 60-70 de ani, am zis, mă, nu e bine. Tineret. Și noaptea aia ne-am urcat pe tren și am ajuns în Sinaia. Pe tren? În Sinaia am ajuns undeva unde la niște prieteni ai care știam că, cum să zic, sunt acolo, dar când am intrat în acea vilă de două camere și când am văzut că în acea vilă de două camere mai sunt 60 de persoane, zice, bă, n-am, las că ne descurcăm noi. Am dormit o noapte în gara din Sinaia, după aia o noapte am dormit pe holurile hotelului, știi că ziceam și când venea cineva noi ne ridicam și ca și cum am fi acolo pe holuri. Adică am că făcut multe, multe lucruri, multe lucruri nebune de genul ăla. Adică zice, hai mă, mergem acum. Adică făceam astfel de lucruri. Acum nu știu ce ar putea însemna nebunie, înțelegi? Adică nu-ți
prea permiți. Poți să fii nebun să zici, da, domnule, hai mergem până la capătul lumii cu copii. Dar și aia, nebunia aia e o nebunie controlată, pentru că vrei să fie în safe toată treaba, vrei să totuși să se bucure de toată treaba aia de acolo. Adică eu mă pot bucura de o noapte la cort, pot să râd a doua zi de faptul că mi-a fost frig, că am fost plouat, că n-am făcut duș de două săptămâni. Fetele nu prea pot râde de chestia asta. Cam așa e. Adică... Dar ce n-ai avut curaj și ai vrea totuși să faci? Să zbor. Nu că n-am avut curaj, cred că dacă îmi doresc ceva, îmi doresc să învăț să zbor. Să zbor, cum să zic, să pilotez. Să pilotez. Adică îmi doresc acest lucru foarte mult. Nu știu de ce, de multe ori mă trezesc visând, dar știi cum, niciodată nu știu, în visele mele nu zbor. Adică te visezi la manșa unui avion? Nu, doar că manșa unui avion. Undeva sunt tot timpul la vreo 30-40 de metri de pământ. Am o chestie între asta și îmi doresc foarte mult e foarte plăcută senzația. Da, și îmi doresc acel tip de zbor, știi cum e cu, nu știu cum li se zic, nu sailing, nici măcar cu parapanta. Nu, e un anume costum. Și te dai de pe vârf de munte și efectiv acolo e de control, adică îmi doresc odată să zbor așa, îmi doresc enorm de mult, adică undeva totul la 5-6 metri de pământ, tot timpul treci pe lângă, prin văi, îmi doresc tipul ăla de adrenalină. Unde îți găsești tu liniștea în toată agitația? Acasă sau departe de casă, pe o plajă? Acasă oriunde. Acasă, de fapt cu familia. Pentru că acolo, nu știu, găsesc un soi de înțelegere sau un soi de liniște care îmi face bine. Dar cu familie, poate să fie oriunde, prefer dacă ar fi la munte să fie, plaja Magită. Deși odată am fost cu o barcă și am fost pe mare o săptămână. Și atunci am început să iubesc marea, pentru că mi-am dat seama, marea este frumoasă din perspectiva mării. Din perspectiva plajei este un pic diferită. Nu de pe mare. Da, de pe mare mi-a plăcut mult, mult și aș repeta experiența aia. Dar în familie îmi găsesc. Normal, eu sunt o persoană socială, îmi găsesc și cu prieteni, adică și atunci când sunt cu prietenii mei, îmi găsesc un soi de liniște. Îmi face bine. Și când muncesc, găsesc un soi de liniște. Dar nu singur, nu? Nu singur, nu-mi place. Adică, am nevoie să fiu singur ca să... Pot dormi două zile, dar după două zile cu mine singur... Nu, dar să rămâi tu cu gândurile tale așa, undeva izolat. Nu face bine, singur. Îmi place să vorbesc, îmi place să... Adică o zi, două, pot să mă lași singur. Dar după... Am nevoie. Mie nu-mi place să mănânc singur. Mie nu-mi place să mă bucur singur. Nu știu. Atunci experiențele astea trebuie să le împarți cu cineva ca să te bucuri. Da, adică... Cred că noi oamenii suntem făcuți să comunicăm, să fim, în conexiune unii cu ceilalți. În pandemie ne-am dorit atât de mult tipul ăsta de întâlnire, adică cred că dacă ne-a lipsit ceva a fost tipul de comunicare directă, iar mie ca actor de emoție directă cu publicul pe care îl aveam pe scenă, tipul ăla de energie pe care, nu poți să-l ai decât pe scenă, în clipa aia, e o chestie irepetabilă. Și aveam nevoie de tipul ăsta de engagement. Te-ai gândit vreodată să te muți din România? Știi cum e? Mi s-au oferit diferite prilejuri. De când eram student până la după aceea. Tot timpul m-am gândit, eu fac un exercițiu tot timpul. Cum ar fi, uite, acum cu un rucsac, sau uite, mă pun aici și să vedem ce fac din clipa asta. Și zic... Bun, poate o zi, două mă descurc, acolo nu știu ce. Adică m-aș găsi formule de a mă descurca. Dar mie România îmi face bine. În România eu mi-am găsit sensul. România m-a făcut cel care sunt astăzi. Adică eu mă manifest într-o limbă. Nu știu dacă în altă limbă aș putea să fiu actorul care sunt astăzi. Dacă aș putea să am statutul pe care l-am astăzi. Să bucur atâția oameni, atâtea milioane de oameni. Nu știu, mie îmi face bine România, cu bunele și cu relele, că din ce în ce mai multe rele, dar mie îmi face bine România, eu îi sunt recunoscătoare cumva. Adică eu tot timpul găsesc în România mea ceva frumos, care îmi face bine și care mă face să merg mai departe, să cred în viitorul copiilor mei că este aici în România și nu în altă parte. Adică, da, îmi dau speranțe, deși zilnic mai vine câte o chestie și îți mai dă așa, câte o palmă și te împinge cu doi, trei pași în urmă. Dar zic, hai să găsim formula necesară.
să găsim, nu știu, soluția necesară. Nu știu, eu cred în România. Mie îmi face bine România. Deci nici la bătrânețe nu te vezi. Nu. Și uite, am prilejul de a avea mult de a face cu diaspora. Dacă este ceva ce le lipsește, este tipul ăsta de acasă. Tânjesc. Imediat, doar dacă le amintești un pic de ceva, le vezi lacrima în ochi. Dar pe de altă parte, faptul că ei și-au găsit un rost acolo, că sunt respectați pentru munca pe care o prestează, că ai lor copii s-au integrat în sistemul școlar de acolo, le face bine și atunci cumva renunță la acest acasă mi-e bine pentru ei, pentru copii, în general pentru copiilor și pentru faptul că sunt respectați, pentru că noi căutăm în viață un soi de respect, să fiu respectat pentru ce fac, să fiu apreciat pentru ceea ce fac și pe lângă faptul că să fiu apreciat, asta înseamnă să fiu și renumerat. Pentru că toți tânjim după o decență a traiului, nu? Da. Nimeni nu face acum doar de plăcere, chiar la actori, domne, pentru noi aplauzele sunt, da, sunt, cum să zic eu, sunt binevenite, sunt hrana sufletului. Dar totuși, după eu trebuie să plătesc instalatorul care îmi repară țeava, trebuie să plătesc întreținerea, trebuie să plătesc niște lucruri, adică... O vacanță, adică, știi cum e, tipul ăsta de apreciere... E important pentru toată lumea. Adică vreau să fiu apreciat și când spun apreciat, renumerat ca atare, respectat ca atare. Pentru că cred că după asta tânjim în general, după tipul ăsta, un soi de respect pe care îl vrem. Pentru că și eu am fost învățat de către părinții mei, dacă e să respect. Mă, respectul ăsta. Deși uităm câteodată, uităm, dar după aia ne aducem aminte și zic, stai domnule, am greșit. Pentru că și noi reacționăm aiurea, câteodată poate în trafic, câteodată poate la locul de muncă, câteodată poate acasă, dar zici, hop, frână, cu ce am greșit? Cu asta. Bine, ok, am fost un bou, asta, îmi cer mii de scuze. Eu beau un pahar de apă Bucovina și te invit în insulele grecești, pentru că știu că îți place mult Grecia. Da, mult, 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 îmi face bine. Aici e golful Balos din Creta. Da. Tu ai petrecut foarte frumos în Grecia, multe vacanțe. Da, da, am petrecut. Sau cea cu barca e din Grecia, ce-mi povestai, da, și nu? Cu, da, și cu barca, de pe lângă Atena am pornit noi undeva și ne-am dus pe Hidra, Speța, adică am fost pe niște insule pe care nu poți merge decât dacă ai o embarcațiune. Adică am fost în niște locuri, adică să iei cina, la un moment dat să te oprești pe o insulă pustie, efectiv, să vezi doar măgari și, bine, mai era și o, cum să zic, acolo fiecare insulă are măcar o bisericuță mică. Să stai, adică totul este atât de idilic. La un moment dat aveam impresia că sunt în grădina Ghețmani. Adică era atâta liniște și apusul de soare. Uite, mă încarc, uite, și acum doar pentru faptul că mă gândesc la acele momente. Sau când mă duc la prietenii mei din Sarti, locul ăla, tavernele lor mici, mie îmi face foarte bine contactul cu omul local, cu oamenii de acolo. Îmi face foarte bine, cumva ei se bucură și atunci... Să guși din viața lor, da, să le simți pulsul. Eu mă bucur de bucuria lor, ei se bucură de bucuria mea și atunci e o chestie de... Câștigi mult mai mult decât o vacanță. Câștigi o stare de bine, câștigi... Ți se confirmă că totuși lumea asta e bună. Oamenii pot fi buni. Îți place mult Grecia? Mult. Ce zici? Și Grecia. Grecia au talent? Wow. Îmi place și Spania. Și Spania îmi place enorm de mult. Italia încă o descoper, încă îmi caut locuri în Italia. Dar uite, și Spania, în zona Alicante, în toată aia, Calpe. Am foarte mulți prieteni, am petrecut foarte multe vacanțe pe acolo. Și acolo îmi face bine. Sunt niște locuri în care dacă vreau, știi cum e, că ai nevoie la un moment dat de niște vacanțe care doar să vegetezi, să stai. Să nu fii atât de active, pentru că după o lungă perioadă... Și atunci astea sunt locuri în care pot să stau doar pe plajă, doar să vegetez, doar să-mi fie bine. Bine, după o săptămână vreau activitate, adică vreau să umblu, vreau să descoper și atunci facem ca atare. La după câteva zile, da, în care dar trebuie câteva zile de depresurizare, cum le spun eu. Mi-ai spus că ți-ai petrecut o vacanță pe barcă. Da. Te-ai gândit să-ți cumpăr și tu una? Te-ar tenta?
știi cum e, nu-mi iau, pentru că dacă eu aș avea în plan să, ok, să vizitez lumea mergând pe barcă, dacă eu aș avea în plan ca să mă întorc la acea barcă măcar săptămânal odată sau la lună odată, dar ar merita. Dar așa, pentru că o folosesc odată pe an, de ce să dai bani pe o barcă? Poate ții o casă în Grecia. Da, dar îți iei și o casă, îți iei și o barcă. Și după aceea, ca să-ți motivezi investiția, te duci numai în casa aia din Grecia, te duci numai cu barca aia. În loc să cunoști, te limitează, în loc nu? Să cunoști alți oameni, alte locuri și alte. Gândește-te cu banii pe care i-ai dat pe barcă sau pe casa aia, câte locuri ai putea să vizitezi. Așa e. Și la ai avea și bani să închiriezi o săptămână o barcă. Mm-hmm. Sau, adică nu cred că... Nu prea tânjezi după case de vacanță. Nu am chestia asta de a avea o casă acolo, o casă acolo. Nu. La un loc recomandat? Poftim? Văzut? Un loc verificat de cineva, de o cunoștință da, înainte? Da, mă duc foarte mult pe aceste, mai ales când e vorba de vacanțe, dintre astea cu familia, mă duc pentru că vorba, dacă au pățit-o alții, pentru că și eu când am pățit-o le-am spus, bă, nu e acolo. Adică nu vă duceți măcar în locul ăla, pentru că nu vreau să refuz țara în sine pentru un loc. Că asta e marea greșeală pe care o facem, că noi câteodată refuzăm o țară întreagă pentru un loc în care nu m-am simțit bine. Și bă, nu mi-a plăcut deloc în Grecia. Stai mă, nu ți-a plăcut acolo? Înțelegi? Nu că nu ți-a plăcut Grecia. E o mare prostie, de aia nu pot să zic că nu-mi place o țară anume. Nu, n-ai cum să spui despre o țară anume, despre oameni anume. Nu, nu-ți place un loc și atunci normal că mă duc după recomandări. Din plin mă duc. Și norocul meu că am foarte mulți prieteni cu copii care se duc și o pățesc ei înaintea mea. Și atunci zic, bine, acolo nu ne ducem. Sau ne ducem niște locuri și le descoperim și zicem, mamă, ce frumos a fost. Visa Pavel, copilul, când era el mic, să ajungă în destinații atât de îndepărtate și de frumoase? Da, da, visam pentru că nouă ni s-a dat cumva, visele erau singura noastră, cum să zic eu, scăpare din tot ce ni se întâmpla atunci pe vremea noastră, știi? Pentru că n-aveai televizor, n-aveai și atunci citeam enorm de mult. Jules Verne, Alexandre Dumas, și atunci mi-amintesc că citind Jules Verne tot imaginam, mamă, cum e să mă duc în locul ăla, cum e să mă duc în azi, cum e să mă duc să mă duc pe un submarin, cum e. Adică atunci îți făceai primele, cum să zic eu, planuri de călătorie. Da. Uite, mi-aș dori să fie așa, mi-aș dori să mă duc acolo. Și vă dai cu ajutorul cărților. Și atunci am început să visez. Și atunci am început și am zis, îmi doresc să mă duc în acele locuri. Pentru că tocmai de asta le zic și celor azi tineri sau nu știu ce, știi cum e, citiți cât mai mult, pentru că cititul are mai multe beneficii. În primul rând că îți stimulează foarte mult creativitatea, adică dacă vezi un film, ok, ai văzut filmul despre o carte celebră sau nu știu ce, ai văzut filmul și atâta e. Dar tu când citești cartea, îți faci propriul tău film. Îți imaginezi cum e să fie. Îți stimulează tipul de creativitate. Adică este foarte plăcut să vezi cum e. Câteodată filmul s-ar putea să te dezamăgească. E foarte bine că se întâmplă așa. Dar e filmul tău. Dar e filmul tău. E văzut prin ochii da. Tăi. Adică eu atunci, copilul din mine a început să viseze. Și de aia, eu de exemplu, m-am simțit foarte bine tot timpul când m-am dus în locuri noi. Și mi-am găsit repede, adică m-am... cum să zic eu, foarte repede m-am acomodat. Mă acomodez foarte repede. Și ăsta e una tu. Că asta îmi zicea cineva, uite, tu foarte ușor ai putea să te muți oricând în altă țară, că te acomodezi foarte repede. Îți faci prieteni cu ușurință. Da, cu ușurință. Adică, mi-amintesc că eram la niște prieteni în Suedia și știu că eu la un moment dat am ieșit dimineața și la un moment dat era un vecin acolo care tot tăia ăsta și am intrat, hello, how are you, minima engleză de baltă, la prima dată, așa, dar după aia am început să vorbesc. De suedeză nu știai. Da, și a ieșit prietenul ăsta meu după vreo 20, ce faci, dacă vorbesc cu vecinul tău. Cu vecinul. Și zic, mă, o să creadă că vreau ceva de la el. Nu mă, dar tu știi cine e? Nu, e doctor, e nu știu ce, aflase între timp că e doctor, că nu știu ce. Ei n-au tipul ăsta de comunicare. Aflase tot ce nu știa omul de-o da, viață. Ce nu știe, ce că da. E un om ok, e un om mișto, știi, adică acolo intri într-un soi de rigiditate, știi? Adică eu m-aș putea acomoda ușor și cred că mi-aș face ușor calea, ușor, un pic mai ușor, nu, că nimic nu e ușor în viață, pentru orice muncești, pentru orice trebuie să demonstrezi că poți în fiecare clipă a vieții tale, dar mi-aș putea găsi rost, tocmai din datoria acestei, cum să zic eu, acomodări ușoare de care dispun. Hai, suna iurea, da. Ce sfat le-ai dat celor care vor să-ți calce pe urme? Ouleu!
În primul rând, fug de chestiile astea, de a da sfaturi de astea, cum să zic eu, pentru că nu sunt responsabil de destinul nimănui, doar de destinul meu și în primă fază al copiilor mei. Atât. Deci sfaturi prietenești. Știi cum e? Dați-vă voie să greșiți. Eu am crescut într-o perioadă în care mi zicea nu fă aia, 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 nu mă fă de râs, nu mă fă nu știu ce. Mamă, era la un moment dat să nu mai faci nimic. Nu. Eu copiilor mele zic, încercați. Încercați, faceți aia. Vedeți, poate nu e drumul bun. Ați greșit, învățați ceva din greșeala aia. Că toate din greșeli înveți mult mai multe decât din, cum să zic eu, din lucrurile perfecte, din sfaturi. Nu. Știi cum e? Să înveți pe pielea ta. Asta pot să zic că, știi cum e, nimic nu va fi ușor, absolut, pentru totul muncești enorm de mult. Vei zice la un moment dat, dar de ce eu, de ce doar eu trebuie să... Nu, pentru că și ăla de lângă tine poate muncește la fel de mult, dar nu vezi tu. Pentru să ai stomac, să crezi în ceea ce vrei tu să faci, adică nu să te apuci de ceva doar pentru că e la modă. Sau pentru că ți-a spus cineva, sau pentru că vor părinții tăi, sau pentru că vrea cineva, societatea te împinge spre chestia aia. Nu! Dacă te apuci de ceva, e pentru că tu crezi în chestia aia. Deci dacă ai un vis, da, trebuie să ți-l urmezi. Și cu chiar pasiune, să ai stomac, pentru că foarte multe lucruri îți vor fi în defavoarea ta la început de drum, mai ales. Și după. Dar dacă tu crezi că ăla-i drumul tău, luptă-te până la capăt. Ce te bucură? Măi, eu sunt un om destul de simplu, după vorbă, după port. Pe mine mă bucură faptul că mă trezesc dimineața și sunt sănătos. Jur, îmi face bine. Îmi face bine și că mă duc după aia la un loc de muncă care îmi face bine, că mă trezesc, bine, când mă trezesc eu, deja copiii mei sunt la școală și soția e la facultate, că mă bucur pentru ei că sunt sănătoși. Mă bucur că seara ne vedem, adică cumva eu mă bucur de fiecare zi a vieții mele, adică eu văd întotdeauna partea plină a paharului, pentru că e cumva normal să fie, că noi am învățat cumva să ne bucurăm doar de Paște și de Crăciun, e un soi dintre ăsta sau de ziua cuiva, nu e, pentru că noi tot timpul, știi cum e, realizăm că am avut ceva bun în viață după ce pierdem acel lucru. De cele mai sau multe acea persoană. Da. De cele mai multe, mamă, ce păcat, că nu știu ce. Nu știu, și eu uit de multe ori, și eu mai greșesc încă, dar încerc în disperare să mă bucur, jur, când îmi pun dimineața o cafea, câinele-i cu mine, pisica-i cu mine, știu că sunt la școală copii, știu că le, nu știu, mă duc la repetiție, mă întâlnesc cu colegii mei, mă duc la filmare. Nu e ușor, e mult tămbălău, e mult drum, e mult consum, da? Mama măsii, pentru asta am visat să fac. Asta mi se întâmplă. Am parte de niște lucruri extraordinare. Joc la Teatrul Odeon, prezint Vocea României, prezint România au talent, fac filme. L-aș mânia pe Doamne, Doamne, dacă m-aș plânge. Normal că nu-i nimic ușor. Nimic, absolut nimic nu-i ușor. Dar e ok. Ce te emoționează? Mă emoționează, câteodată, știi cum e, te trezești emoționat la un fluture, jur, că, sau vezi, nu știu, mă uit câteodată la un peisaj și efectiv îmi face bine și atât de bine încât, fără să vreau, îmi curge o lacrimă. Sau, astea sunt emoțiile alea bune, adică normal că în ultima vreme mă emoționează sau mă face să plâng când văd suferința copiilor. Asta e ceva care nu pot suporta, să suferi un copil, indiferent din ce cauză. Copilul n-are absolut nicio vină. Dacă aș avea o putere magică, asta ar fi puterea aia, să fac ca niciun copil din lumea asta să nu sufere niciodată de nimic. Ei n-au nicio vină. Adică aici, nu știu, și asta mai ales de când ai copii și realizezi cât de important este, adică cât de neajutorat sunt ei, cât depind de noi adulții. Asta aș face, nu merită, niciun copil din lumea asta nu merită să sufere, indiferent de unde e, cum e, nu. Asta mă emoționează și când văd în jurul meu că copiii suferă și pentru asta și intervin, când pot, de multe ori intervin, când văd nedreptate legată de copii, nu mă pot abține. Sau de femei, nu știu, adică sunt destul de pentru că mă tot timpul mă pun în situația, dacă ar fi copiii mei,
dacă ar fi soția, dacă ar fi mama mea, dacă ar fi, adică... Dacă ar fi cineva drag. Da. Da, mă emoționez, sunt un om care mă emoționez, jur, adică, da, îmi face bine tipul ăsta de emoție. Mai zic că te uimește natura. Da, mă uimește natura. Și câteodată știu, stau ca prostul, jur, și mă opresc mașina și mă uit așa, la ceea ce îmi place mie, o lumină care a picat, nu știu, pe o casă și în București, jur, găsesc atât de multe locuri în anumite ore deci ale zilei. Deci mai ai timp în tot haosul da, ăsta să te oprești și să... pentru că, de să... exemplu, mai bine îmi dau timp decât să stau în traficul ăla nenorocit, trag undeva pe dreapta și mă stau așa, că oricum peste 20 de minute ies din traficul ăla, oricum. Și atunci de ce să nu stau? Și efectiv, stai pe o bancă sau stai sprijinind de mașină și te uiți la ceva. Mie plac, de exemplu, mă fascinează furnicile. Orice înseamnă ușuroi. Când eram mic, aveam chestia asta de a da cu piciorul. Acum, efectiv, stau câteodată la un mușuroi de furnici și mă uit la ele și sunt fascinat de cum se duc și drumul lor și nu știu cum. Adică mă... Da, mă... Sunt... Nu știu dacă e o chestie de senilitate sau deja trebuie să-mi pun niște întrebări. Sau de grijă, sau de sensibilitate. Da, da, îmi place. Îmi place verde, îmi place... Doamne, uite, merg cu mașina și îmi place... Toamna. Toamna are niște culori superbe. Nu pot să zic că este anotimpul meu preferat. La mine primăvara sau iarna este anotimpul preferat. Dar toamna mă surprinde prin culori. Doamne, deci este... De câțiva ani să știi că pățesc și eu același lucru și m-am gândit că are legătură cu vârsta. Nu, și te duci din anumite zone ale țării, te duci de la câmpie unde toamna e deja mai activă, te duci spre munte unde toamna abia începe să se arate... Și îmi place, și îmi place mirosul toamnei, îmi place mirosul strugurilor, îmi place nu știu, îmi place. Îmi place tip soiul ăsta de, nu neapărat că nu pici într-o melancolie, că de fapt doar realizezi ce frumoasă e natura, atâta tot. Într-o și admirație. Te bucuri, da. Mi-e place și ploaia. Dacă e, știi cum e, cât nu mă prinde afară ploaia aia mocănească și să te plouă, nu știu cum, place și ploaia. N-am nicio treabă. Ah, o să merg să beau o cafea da, la festa. Îmi place în mult orașul ăla, mult, Piața mult. Comerțului da. Din Lisabona. Mamă cum e aia. Și nu numai, dar mi-e place să stau așa de ce îți place? Da, îmi place mult. Îmi place, are foarte multe muzee și îmi place pentru că le vizitez. Muzeul de Hamon, Muzeul de Cerveza. Adică îmi place să mă duc în toate aceste muzee senzaționale. Dar îmi place să mă sau să te duci sus la castel și să-ți iei un, știi, wine with you. Și să stai să vezi și acolo, știi, ajungi la un moment dat doar să stai, să-ți dai așa un, eu îi zic așa, pauză de publicitate, să-ți dai pauză de publicitate de la viață, de la tumultul vieții, de fapt, și să stai să vezi marea, să bei un pahar cu vin și să stai să vezi. De asta îmi place mult însă când mă duc în city break-uri, pentru că văd tot mușuroiul ăla, tot furnicul, cum să zic eu, furnicăra aia da, de oameni care merg aia, și da, tu stai liniștit. Și zici, ești doar un privitor. Da. Să stai în Paris, în Montmartre și să vezi. Adică îmi place, dar Lisabona e ceva aparte, îmi face bine orașul ăla. Dacă ai fi un reprezentant al turismului din Portugalia, acum, cum ai atrage turiștii? Măi, să faci o promovare aia, așa, cum ai promovat Portugalia? Ideea este că țara aia se promovează cumva singură. Țara aia e ceva aparte încă, pentru că cumva e așa în capătul ăla de lume, că zic eu în capătul ăla de Europa, încă nu e atât de pervertită. Sunt oameni extraordinari, mâncare bună, încă lucrurile nu sunt atât de scumpe, adică acolo poți mânca bine în orice loc. Oamenii sunt cumva, se bucură de tine, eu mă bucur de ei. E încă o țară, cum îi zic eu, bună. Neatinsă. Da. Acum știi cum e, ca toate lucrurile bune se perverte, adică nu-mi doresc să se pervertească chiar atât de repede, măcar nu în decursul vieții mele. La România cum ai promova? Băi, știți cum e, ce mi-e ciudă la România? Pentru că noi ne bucurăm sau noi lăudăm România abia când un străin ne deschide ochii și zice, ia uite, am fost la Salina Turda, nu știu ce mare rocker a fost și toată, și după aia zice, păi da, nu, normal, noi Salina Turda, ea noastră, Transfăgărășanu, mamă, păi da, nu știa, deci doar când cineva ne laudă sau pune un loc din România pe locul 3 sau 1, 2 în lume, ca cel mai frumos loc, zice, păi normal că e România, dar noi nu dăm doi bani până atunci.
Și țara noastră atât de frumoasă, pentru că eu, de exemplu, îmi creez și foarte, foarte multe călători în România. Îmi creez pentru că vreau să văd cât mai multe locuri în România. Eu mă bucur și România are niște oameni. Dacă te duci la o poartă, bine, eu acum cumva beneficiezi de faptul, de faptul că sunt cunoscut. Și ești când, bine primit peste tot. Dar de multe ori fac experimente de genul ăsta, că îmi pun o șapcă sau nu știu ce și oprim cu mașina și zic, nu vă supărați, am oprit și noi, am fost odată cu rulota, ne-au primit la ei în curte, abia după aia au aflat că eu sunt ăla. Adică oamenii, cum să zic eu, s-au bucurat, știi cum e? Bine, probabil că și Emanu un anume tip de energie bună. Adică nu cred că bat la ușă ca să le fur din casă. Să le fur găina. Na, da. Nu știu. Dar și România atât de frumoasă. Jur, toate zonele ei. Eu mă bucur de... Tot timpul când mă duc și cu spectacole, nu mă duc doar în ziua spectacolului, îmi place să mă duc o zi înainte, o zi după, mai vezi niște locuri pe acolo. Uite, ultimul loc a fost pe la Curtea de Argeș. Mi-am dat timp să văd toate locurile din zona aia, zona Vidraru, Curtea de Argeș, să vezi unde a murit rege. Adică sunt niște locuri și să-ți dai timp să cunoști oamenii locului. De fapt, asta trebuie să, în toate zonele care ne ducem sau în toate locurile care ne ducem, cred că trebuie... Frumusețea pornește de la oameni. Asta, să ne dăm timp să cunoaștem acei oameni, oamenii locului, care ne vor surprinde. Cui ești recunoscător pentru călătoria asta frumoasă prin viață? Păi, în primul rând, părinților, că le-a venit ideea să mă nască, să mă facă. Adică pot să zic părinților și care, așa cât, cum simpli cum au fost, m-au făcut cum sunt, cu bune, cu rele. Adică lor, după aia... Deși în ziua de azi e sună atât de, cum să zic eu, aiurea, din păcate, eu le mulțumesc și profesorilor pe care am avut. Eu am avut niște profesori foarte hăruiți, de la învățătoarea mea până la diriginta mea, adică care au crezut în visurile mele, m-au, cum să zic eu, au văzut mai mult decât am văzut eu în mine. Profesorii din facultate, adică le mulțumesc acestor oameni, prietenilor pe care i-am avut, prietenilor din copilărie pe care i-am și acum. Adică le mulțumesc acestor oameni. După aia, bineînțeles, familiei mele, soția mea, copiii mei, care în fiecare zi mă fac să fiu mai bun, mai nebun. Și în ultimul rând, știi cum e sună asta, că mi-a plăcut asta tare mult la Snoop Dogg. Și îmi mulțumesc mie, că am crezut în mine. Adică e important foarte... și asta, da. E foarte important. Da. Adică chiar dacă și mie mulțumesc, pentru că dacă nu m-am dat bătut, că... Da, important e să ai timp să vezi, cum să zic eu, și să le mulțumești oamenilor din jurul tău. E foarte important. Pentru că cum ai și tu nevoie de cineva să-ți mulțumească pentru ceva, și au nevoie ca tu la rândul lor. E greu, e foarte greu. Câteodată noi suntem atât de orgolioși sau ego din nostru atât de puternic. E important să fii recunoscător. Da, e important. E... Nu știu. Pavel, ce visezi pentru fetele tale? Păi, să ia deciziile alea bune în viață. Asta îmi doresc. Și dacă vor greși, să învețe din greșelile alea și să meargă mai departe. Eu voi fi tot timpul alături de ele, că n-ai cum, părinții, prin definiție. Suntem alături de copii, indiferent de situație. Să înțeleagă că orice lucru, orice întâmplare în viață are consecință bună și rea. Să poată să facă această diferență. Dar în rest să îndrăznească, să aibă curaj. Și ce sfat le-ai da? Să nu se dea, cum să zic eu, dacă cred în ceva și cred că ăla e drumul, indiferent de toate părerile din jur, să meargă pe ăla. Chiar dacă după 2-3 ani se dovedește că nu e ăla, încearcă altceva. Adică eu vreau să cred, eu vreau să le dau acest tip de libertate. Nu să fie o chestie că, mamă, du-te acolo pentru că au vrut părinții tăi, du-te acolo pentru că au vrut profesorii tăi, du-te acolo pentru că au vrut cei din jur. Nu. Vezi, încearcă. Nu e, încerci altceva. Dar dacă ai prins drumul ăla, mă, crezi în ăla și du-te până la cap. Așa cum ai făcut tu. Da. Adică mai mult decât un exemplu, adică să mă dau pe mine exemplu. Nu pot, dar nu înseamnă că trebuie să fii ca mine. Nu, Doamne ferește. Nu, doar să crezi. Adică să ai nebunia asta de a crede
Pentru că nimic nu va fi ușor în viață. Pentru toate va trebui să muncești, pentru toate va trebui să demonstrezi, nimic nu ți se cuvine în viață, pentru orice în viața asta muncești. Dar când cumva toate se aliniază, atunci bucuria e cu atât mai mare. Și în general să se bucure de fiecare zi. Nu doar când, știi cum e, că am o chestie asta când aud în jur, domnule, voi face copii atunci când voi avea casă, mașină și nu știu ce. Nu! Fă întâi copilul ăla și vei găsi resursele necesare să ai casă, să ai poate mașină, să ai... Pentru că atunci se activează poate noi niște lucruri. Poate te motivează și mai mult. Da, că de fapt asta e. În clipa aia suntem în stare de niște lucruri de nebănuit. Altfel picăm într-o chestie asta de comoditatea noastră. Lasă că ce al meu e pus deoparte. E pus deoparte, da, vorba aia. Ai fost în multe locuri frumoase, dar ai zis că cel mai bine te simți la munte. Da. Așa că te invit pentru un ultim popas în Austria, da, la da. Erwald, domeniul schiabil. Uite, zonă întreagă. Da, va. De ce îți place așa mult aici? E tot timpul soare. Pentru că e o chestie, pe partea cealaltă este partea germană. Acolo e deja în Germania, spre Garmisch-Partenkirchen, spre nu știu. Și acolo e tot timpul urmă. Umbră. Aici e tot timpul soare. Pe partea. Și plus că nu e atât de multă lume. Sunt părții largi, e liniște, e un orășel, e un sătuc micuț. Adică cum îmi place mie, nu e ca Ișgălu să fie cu multă... Super cunoscut mult, și aglomerat. Da, aglomerat. Nu, aici e tihnă. Aici îți tihnește schiul. Aici îți tihnește totul. Și iarăși avem niște lucruri în care ne ducem noi, în care mănânci. Mi-mi place. Uite că te-ai animat, știi, te-ai iluminat la față deja când vorbești de munte și de schi. Foarte mult, îmi place locul, îmi place. Îmi place zăpada, îmi place să mă duc la schi. Uite cum, de exemplu, am descoperit și în România. Am descoperit Straja. Straja este un loc, băi, dacă te duci sus pe vârf, mamă, deci este un loc care are și soare tot timpul. Și e spectaculos pentru că vezi toate văile alea, Valea Jiului, vezi toți munții din jur, sus acolo. Nu e un domeniu schiabil enorm de mare, dar oamenii de acolo, din Straja, se străduiesc să-l facă din ce în ce mai mare. Și, bine, e de greu de ajuns până acolo, dar după ajuns și acolo, lucrurile sunt extraordinare și îmi place acolo. Descoper, sus acolo, pârtile sunt largi, adică e o chestie, un loc comparabil cu Austria. Și mă refer la frumusețe, este peste Austria, dar mă refer la servicii. Începe să fie comparabil cu Austria, adică mi-e bine. Normal că drumul până acolo, că din cauza autostrăzilor noi ajungem în mai mult timp. Dar v-am spus, eu nu-mi refuz România, îmi place România, mă bucur de ea. Normal că, uite, mă gândesc acum frumos să te oprești la pârtie, să iei un Jager Tea, să mănânci un Kaiserschmarrn. Acele clătite zdrobite, da, în, cum să zic, un sos de mere și, fai, sunt niște lucruri. Ce îți spun românii când te recunosc pe pârtie? În general se bucură. Au, cum să zic eu, în primul rând își fac poze și după 2-3 zile devenim așa un fel de sănătate, salut, nu știu ce. Așa, lumea în general se bucură, că sau râde sau zâmbește când mă văd. Și unii mai au și chestia asta de scuze, am impresia că parcă sunteți din familia mea, pentru că probabil văd o figură familiară și probabil că la televizor dau senzația asta și bine, nu-mi displace. Și au impresia că sunt ca un om al lor, ridicat de la masă. Adică am și eu slăbiciunile mele, îmi place să mănânc, îmi place să savurez viața, nu sunt perfect, nu sunt înalt de 2 metri, nu sunt slim fit, sunt regular fit. Pentru că nu e așa, pomana porcului îmi place și mie, nu-mi refuz un șpriț, adică sunt un om destul de normal și probabil că ei nu iubesc tipul ăsta de naturalețe, de normalitate, nu știu. Că n-am, adică nu e o chestie studiată, așa sunt eu pur și simplu. Când te-ai simțit ultima oară copil? Măi, tot timpul când mă duc în orașul natal, mă simt copil, când mă duc la munte mă simt copil, că mi-amintesc de când eram și mă duceam la munte. Eu mi-amintesc și acum, noi bradul de Crăciun niciodată nu-l cumpăram. Eu mă duceam pe Harghita și efectiv tăiam, adică aduceam bradul de Crăciun acasă. Și, na, mă rog, mă simt copil când mănânc o clătită, pentru că mi-amintesc prima senzație, tot timpul, mă rog, clătitele, gogoșile, erau dulcile copilăriei. Și cumva fără să vrei.
Și când mănânci o ciorbă, te gândești la ciorba făcută de mama și... Adică sunt multe momente în care te simți copil. Și câteodată stau așa și mă realizez așa și mă bucur de ceea ce mi se întâmplă și zic... Și îmi vine să-i zic așa, am o chestie așa să-i zic copilului care era nu neapărat nesigur, dar avea atâtea îndoieli. Știi, să-i zic copilului Pavel, știi, băi, ține-te de treabă, o să fie bine. Bravo, ne-e ai bine. Făcut treabă bună. Ne-e bine. Adică, da, mă simt bine. Mă simt și când sunt cu copiii mei, mă simt copil. De fapt, acasă sunt, ei sunt cei care sunt activi. Eu acasă sunt așa, sunt spectator. Cum era Crăciunul când erai copil? Era foarte simplu, dar foarte... Știi cum, noi ne bucuram că, știi cum e de Crăciun, Moș Crăciun ne aduceau hainele pe care le purteai iarna și o ciocolată sau o portocală în plus. Iar iepurașul îți aduceau hainele cu care, sau Adidas și, mă rog, să intre în primăvară, cu care vară. Intra în primăvară. Sezonul primăvară-vară. Da. Era mult mai simplu, dar ce îmi plăcea, pentru că eu le sărbătoream, petreceam foarte mult la bunicii mei. Adică pentru mine, și asta cumva mă întrist, nu neapărat pe copiii, copiii mei nu mai au bunici la țară. Mi se pare că vacanțele la țară, indiferent că sunt vara sau iarna, mi se par raiul pe pământ, ideale pentru un copil. De oraș. Deci noi aveam, știu că de pe 15 iunie până pe 9 septembrie, eu stăteam la bunici. Asistai la toate, munca câmpului, nu știu ce, la îndrăgosteli, neîndrăgosteli, la furat de cireșe, nefurat de cireșe, la julituri, nejulituri, spart capul, nu, cărat fân, cum să zic eu, adică mers cu căruța, mers cu animalele, vorba aia, ai avut toate bolile pământului, ai avut toate, adică ai trăit din plin și mi se pare că la țară trăiești din plin copilăria. Și iarna abia așteptam să mergem cu plugușorul, să mergem cu ursul, să mergem cu capra. Erau altfel, lumea se bucura atunci. Era o senzație superbă. Deci abia așteptam Crăciunul la țară. Și pe Moș Crăciunul așteptai? Da, și pe Moș Crăciun, pentru că tot timpul sperai, măi, cu o ciocolată să o, cum să zic eu, să o milostivi și pentru noi. Da, da, l-așteptam. E, fără să vezi, eu cred, eu și acum sunt un om care spun răspicat, Moș Crăciun există. Atâta timp cât noi, cât eu exist, Moș Crăciun există. Nu te contrazic și așa este, da. Moș Crăciun există și eu l-am rugat să vină. Da, da, să știi că așa e, Pavel, pentru că ai fost copil cu minte. Măi, Pavel, să știi că m-au emoționat cuvintele tale. Bine ai venit, moșule. Știam că ești un copil care crede. Da. Uite, na. Acum, vezi, acum sunt copil. Bine v-am găsit, dragilor. Bine ai venit. Oana, uite, te rog să stai, moșule, aici, că ești obosit de la... Nu, uite, o să vreau să stau între voi aici. Ce ziceți? Hai, uite, îți fac loc aici. Vai. Și stai, moșule, te rog. Stai, Pavel, stai acolo. Așa. Stai, moșule, ia loc. Poți să ajut cu ceva? Nu. Stai acolo că ești bine. Așa. Ești tare obosit, moșule. Oana, deși ai crede că am venit pentru tine. Să eu așa speram. Așa. Dar uite ce crăciuniță e Ioana. Da, moșule, m-am îmbrăcat în roșu. Da, ia uite. N-a venit moșul pentru mine. Să știi că pentru tine am venit. Da? Da, tu știi cât de când te caut. Auleu. Umblu peste tot. Aflu că ești undeva, ajung acolo, nu mai ești. Mă duc în altă parte, că știu că ești acolo, ajung, nu mai ești. Mai ești foarte fâșnit, să știi. Mai ceva ca spiridușii. Sunt fâșnitor. Da, așa. Dacă știam că tu mă caut, păi da, stăteam locului. Da, așa. Așa. Ai grijă ce spui, da? Da. Fii băiat cu minte. Sunt bip. Știi de ce te caut? Da. Ia, tu de ce crezi că te caut? Păi nu știu, ideea că probabil că am fost cu minte, nu știu, adică îmi doresc să cred că am fost cu minte. Hai să știi că ai dreptate, ai fost așa. Cu minte, ești un om muncitor și vreau să spun că am primit scrisoarea de la tine. Așa. Și ți-am văzut lista și mi se pare că anul ăsta e cam exagerat un pic cu dorințele de pe listă. Aoleu. Și am venit să stăm un pic de vorbă, să mai reducem din ele, ce zici? Bine, dar nu te ia la copiii mei, te rog. Mie taie oricât. De la tine, de la tine. Faptul că ai venit deja e un cadou în sine. Exact. Așa. Vezi? Uite, și voiam să ne limităm la trei dorințe, dar vreau să te gândești bine ce dorințe, să le treacă moșul ca să nu te las așa, să fii și tu bucuros în seara de Crăciun.
Vreau să te gândești la trei dorințe, dar care chiar sunt arzătoare, Pavel. Adică la modul și peste 6 ore după ce îl primești să-ți placă, și peste 72 de ore, și peste jumătate de an, și peste un an. Știi că noi în ultima vreme vrem lucruri pentru emoția momentului, după care uităm de ele, știi? Și cred că, din punctul meu de vedere, cam încărcăm planeta asta așa cu lucruri inutile. Tocmai de-aia nu mi-aș dori atunci lucruri materiale. Corect. Adică... Poți să te referi la orice. Mi-aș dori... Ia să vedem un lucru pe care ți-l dori. În primul rând, Crăciunul să-l petrec alături de toți cei dragi mie. Ăsta este lucru pe care mi-l doresc cel mai tare. Și să mi după aia, dacă în locul care mă simt cel mai bine cu ei. Nu știu care, că e acasă, că e la, la țară. De obicei îmi fac foarte bine Crăciunurile care sunt petrecute la țară. Le place și fetițelor mele, le place tare mult să meargă la colindat și mergem. Felicitări pentru fetițele tale. Mulțumesc. Adică dacă e ceva ce mi-a ieșit în viață și mi-a reușit... Corect, ai dreptate. Dar și aici este un mare merit al soției. Adică eu aș încerca să... O salut și pe ea. Așa. Așa, și încă o dorință, ia să vedem. O dorință arzătoare, așa. Și o dorință arzătoare... Păi nu știu, dacă e atunci pentru toți copiii din lumea asta, adu-le tot ce-și doresc. Oh, ei. Ce frumos! Deci... Să știi că moșu a muncit din plin la asta și n-o să uite ce ai zis. Te adică rog. O să am grijă să nu uit pe nimeni și fiecare să primească tot ceea ce își dorește. Auzi... Mă rog, acum și copiii trebuie să fie, copiii, voi cei dacă le spun și copiii, fetițe, așa cum ai zis și mie, mai taie din lista aia sau din toate cătețe. Corect. Știți cum e, că cu moșu trebuie să ajungă la toată lumea. Copii. Dragi copii, limitați-vă sau, mă rog, doar la ce vă doriți. La ce vă doriți cu adevărat. Nu la tot. Exact. Pentru că moșul trebuie să fie bun cu toți. Exact, asta încerc. Cel puțin asta încerc. De cele mai multe ori îmi și iese. Voiam să te mai întreb ceva. Ai fost pe la mine pe acasă. Da, am fost și tare. Și am văzut că erai foarte emoționat. De ce atâta emoție în tine? Pentru că... L-am văzut pe Moș Crăciun în carne și oase, exact așa cum eu l-am închipuit. Se bucură moșul că ți-a plăcut. Da. Și acolo la mine ți-a plăcut? Da, foarte mult. Ai văzut atelierele? Foarte mult și mirosea, iarăși o chestie acolo, e de miros. Deci totul miroase a scorțișoară, a turtă dulce, a cozonac. Miroase a... deci este un miros de Crăciun. Și după aia zăpada exact, care e din plin. Exact. Ești în lumea lui Moș Crăciun cu adevărat. Da, scurt scârții, mie îmi place, eu la mine un zgomot drag mie este să mă duc cu bocancii prin zăpadă și să aud scârțitul ăla. Vai, deci îmi face... Pe urmele reilor. Da. Și ai văzut cât de frumos se vede lumea asta întreagă de acolo de la mine? Da. Parcă cu mai mult optimism, așa, vine să te duce în lume. Și mă uitam acolo iarăși și ce o chestie de apreciat că oamenii vin din toate colțurile lumii. Și la un moment dat am dat de foarte mulți oameni care vin din Asia, care nu sărbătoresc Crăciunul. Și tocmai ei vin special ca să simtă atmosfera Crăciunului. Corect. Cam mult cu aparatele aia din zona aia. Da, cam exagerează. Dar cred că tot de la tine le-au primit, moșule. Da, păi da, o mare parte din ele. Știi ce mai voiam să te întreb? Uite, hai să vorbim un pic de anul ăsta, 2023. Da. Cum a fost pentru tine? Ai simțit că ai făcut și ceva greșel și dacă... Oi. Dacă ai făcut greșeli, ai și învățat ceva din ele? Ai ceva ce te-a apăsat? Cum să zic eu? Normal, perfect e doar, cum să zic eu, doamne sau vorba aia, cei care ne conduc țara. Da. Ei, doamne mai sus, da. Așa, ce să zic? Normal că fac greșeli, dar asta nu pentru că vreau să le fac. Ci asta pentru că încerc lucruri și vreau să-mi ating scopurile pe care mi le propun. Și când greșesc, învăț mult mai multe din ele. Foarte bine. Așa. Și mă duc mai departe. Învăț să-mi cer scuze, e foarte important să realizez că ai greșit și să-ți cer scuze, chiar dacă e atât de greu câteodată. Așa e. Așa. Dar învăț în fiecare zi, pentru că de când se nasc copii, realizez că o mare calitate a unui părinte este răbdarea. Corect. Răbdarea. Da, să ai răbdare, da. Să niciodată să nu-ți pierzi răbdarea față de copii, da? Încerci? Promiți? Promit. Apropo, dacă tot am ajuns aici, te bufnește râsul. Vreau să te mai întreb. Băi, eu mi-aduc aminte de tine la un moment dat, cred că erai mai mic. Aoleu. Eram cât fece să n-ajung la tine. Ai făcut tu ceva obrăznicie, îți mai aduci aminte? Mamă, eu am făcut atât când eram mic. Una așa care ți-a rămas în minte, ți-o mai aduci?
Ai făcut tu ceva și erai cât pe ce să nu mai ajungă moșul la tine. Da, ai fost iertat de toată lumea. Ah. Doamne Dumnezeule, acum uite, dau din casă. Bă, care dintre ele? Aia. Că nu vreau să dau mai multe. Dă-o pe aia, una din ele, hai. Ne limităm la una azi. Păi, când eram mic. Când erai mai mic, da. Bine, mai mic poți să fii și acum 10 ani. Ah. Mamă, păi ideea e că de la faptul că... Oprește-te la una, una, alege una. Păi am luat, am uitat de, nu neapărat, dar m-am luat cu atât de multe lucruri, cu filmat, cu nu știu ce, am uitat să iau brad. Aha. Am uitat să iau brad și știu că moșul nu vine dacă nu ai brad în casă. Ei, normal. Și când m-am dus în piață, mai erau, ce să-i, 20 de minute până să vină moșul, cel puțin așa era, că era seara de ajun. Și am găsit un jur, Doamne, era cel mai pricăjit brad, uite așa era. Deci acum dacă am o poză cu el, uite așa este bradul, deci zici că era undiță. Vezi cât de mult a contat totuși că l-ai luat? Și l-am luat și mi s-a părut cel mai frumos brad din lume. Când l-am pus, am zis, ăsta e să fie bradul. Ei, să știi că moșul a văzut tot lucrul ăsta și s-a bucurat că i-a dus un brad în casă. Da. Și presupun că ați găsit ceea ce ați vrut sub el, nu? Da, da. Bravo, foarte bine. Mai nu știu, mai am atâta întrebări să spun și nu știu la care... Uite, de exemplu, am și ceva pentru tine. Aoleu. Da. Asta pentru că și tu călătorești mult ca moșul și umbli peste tot și ai spectacol, să știi că îmi place foarte mult de tine ca actor, să nu renunți niciodată să fii actor pe scenă, pentru că ești foarte bun. Îmi place energia ta. Mulțumesc. Și ceea ce oferi în jur oamenilor, da? Tot timpul să rămâi așa, să oferi optimism, să oferi speranță, că ești bun la asta, da? Mulțumesc. Poate ăsta este scopul tău aici în lume și trebuie să te ții de el. Și pentru că știu că și tu... Mă opreau și pe asta, bucata asta. Deși asta voiam să spun, știu că călătorești mult, da. Așa că am lăsat ceva lângă tine acolo. E un cadou din partea moșului deocamdată, da? Și celelalte dorințe, vedem noi. Ia sacul de acolo. Serios? Și uite-te. Adică poți să mă uit? Ia spune, ai pregătit ceva pentru moșul? Păi, pentru moșul, da. Dacă nu am pregătit nimic, fac flotări și genoflexiuni. A, nu știu, adică... ceva așa, să-i zici, ca un copil. Păi, da. Moșului, o poezie, un cântecel. Păi, de la Moș Crăciun, cuplete d'albe, a sosit de prin nămeț și aduce daruri multe la fetițe. Ma! Crezi că ți-e de ajutor? Știu că umbli mult și... Mi-e de ajutor tot timpul pentru că se strică foarte des, cum să zic eu, roțile și atunci oricând e bine venit, mai ales că de când cu pandemia merg foarte mult pe ideea de un singur bagaj și ăla să fie de mână. Ori ăsta este minunat. Și culoarea mea preferată, rozul, că de când s-au născut fetele, deci pentru mine culoarea preferată, mov, acum m-am bucurat că am trecut și pe turcoaz, adică așa. Foarte bine. Da. Dragilor, îmi pare bine că v-am văzut. Moșule, mulțumim că ai fost. Îmi pare bine că te-am găsit. Mulțumesc. Alături. Îmi pare bine că ai citit scrisorile mele. Deci, vedeți, copii, moșul citește scrisorile. Întotdeauna. Scrisorile ajung la moșul. Corect, așa că corect. Important e să scrieți. Așa e, așa e. Bravo. Mulțumesc frumos, moșule. Cu mare drag. Moșule, mulțumesc că ai fost. Eu mă retrag, trebuie să mă duc mai departe, da? Să fii sănătos. Rămâi aici cu gazda, ai grijă și tu nu uita ce mi-ai promis, da? Da, 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 da. Optimism, mult. Răbdare și toată, n-am ce face. Toată bucuria lumii, da? Așa e, așa e. Așa. Să fim sănătoși și să ne ținem. Ia-ți bagajul că trebuie să-mi iau să... Am înțeles. Așa. Așa, mulțumesc frumos. Dragilor, la revedere! Moșule, ai grijă de tine, te așteptăm și pe 24. Da, cum să nu? Păi vin, vin, vin. Da, acum nu înseamnă că dacă ai fost acum la mine, că sunt fetițele, fetițele așteaptă. Vin și așa. La ele! Bun. Și vezi la Sofia mai ales. Uită-te la Sofia. Și la Rita, și la Eva. La și la toți copiii. Stai fără grijă, și la Anca. Așa. Doamne, m-am zis că un copil. Se uite, vezi? Uite, ia. Na. Deci moșul te emoționează de fiecare dată. Mă emoționează pentru că ți-am spus. Eu... Pentru că eu sunt un fan al moșului, mă emoționează și știi cum e? E un om care e unul dintre puținii oameni din jurul nostru, din ce în ce mai puțini în ultima vreme, care aduc bine, care vor să facă bine. Și aduce bucurie multă. Da. Și îl aduce așa, simți prea lui apariție. Uite, eu mă uit, tu nu vezi, uite, dacă,
de Crăciun, de exemplu, când încep să luminițele, când încep să apară, lumea începe un pic să zâmbească. Se schimbă starea. Da, peste și tot, ochii, da. Ne așteptăm. Și mai ales cu cât ne apropiem și mai avem puține zile, lumea e... Și mi-aș dori ca această stare să se perpetueze, adică să o ai și după. Nu, după aia picăm iarăși într-un cont de umbră și ne reamintim după aia de Paști că iarăși viața e frumoasă. Nu, da. Nu e. Trebuie, adică îmi doresc total cât mai mult starea de Crăciun să se mențină pe tot parcursul anului. E foarte greu, pentru că sunt atâtea greutăți și nu e ușor în ziua de astăzi, dar asta e. Pavel, îți mulțumesc tare mult că ai fost astăzi aici și îți doresc să ajungi în toate locurile minunate pe care ți le-ai propus. Și bucuria asta pe care o simți în preajma moșului să te însoțească toată viața. Și pe toți, de fapt pe toți, îmi doresc tuturor aceste lucruri, pentru că sunt lucruri atât de simple și știți cum e, fericirea în general nu costă foarte mult. Costă vacanțele, astea costă. Costă o mașină, costă o casă, dar fericirea nu costă atât de mult. Trebuie doar să realizăm ce ni se întâmplă și să fim conștienți de oameni pe care avem în jurul nostru. Și să împărțim bucurie și noi la rândul nostru. Da. Nici asta nu costă. Știi cum e? E atât de... E ușor să ajuți în ziua de azi. E ușor să fii bun. Doar să vrei. Doar să vrei. Atâta tot. De fapt, aici e. Și cred și în puterea exemplului. Dacă fiecare la rândul lui ar face un mic gest... Și toate aceste gesturi la un moment dat s-ar aduna în acel mare gest, cred că ne-ar fi un pic mai bine. Ne-ar fi un pic mai bine. Da, na, acum și noi, parcă văd, ies de aici și mă împiedic în primul, sau nu știu ce, ies în trafic și la primul semafor care îmi taie ca, băi, ce... Stai să te gândești că e moșul, revin, cu ochii pe tine. Revin și zic, stai un pic, ho. Da, ce să zic. Mie îmi place viața, viața așa cum e. Cu bune, cu rele, asta e. E bună și e frumoasă. Da. Pavel, mulțumesc tare mult. Mulțumesc și eu, Oana. Și sărbători frumoase și cu bucurie să ai. Așa să fie. Sănătate tuturor. De fapt aici, sănătate tuturor și să petreceți alături de cei dragi vouă. Și bucurați-vă în general de viață. Cafea cu visuri, susținută de La Festa.